De Ziua Mondială a Teatrului, care este în 27 martie, Teatrul Independent Ararat va prezenta un spectacol în premieră publicului din Baia Mare. Cine are tuza asta, tanti Hilda? Are. E numele unui izvor, da? Unui izvor subteran, da, în adâncul mării. Da. E o poveste foarte complicată. Da. O nimfă cu numele asta, da, pe o nimfă cu numele asta, da, a vrut să fută un zeu. Este un text contemporan. Cătălin Turoț este autoarea, o dramaturgă foarte importantă, premiată, directoarea Teatrului Euro din Budapesta, directorul artistic, secretar literar al Teatrului Național din Budapesta. E un text care s-a jucat și la Arcub în București, un text care e foarte bine scris, cred că este foarte actual, un text în două personaje, o farsă comică. Dana Ilie Bărbosu și Claudiu Pintican fac parte din distribuția spectacolului. Dana face un rol, eu zic, extraordinar în acest spectacol. Este un adevărat regal al turicescului, spre deosebire de Gunoierul, Bigudiul, One Life Show, Viața ca o paradă, Pe mine mie redă-mă. Acest spectacol, Cutia Pandorei, are un decor mai complex, având în vedere faptul că există și o scenă oarecum mai ofertantă. Tata n-a vrut să mă dea la școală, nu? El știa că pentru o femeie este suficient să știe să numere banii de coșniță. Spectacolul va avea loc duminică seara, începând cu ora 19, în sala mică a Casei de Cultura Sindicatelor. Înainte de acesta va avea loc o prezentare a site-ului Teatrului Ararat și va fi oferită o retrospectivă a spectacolelor care sunt deja în repertoriul instituției private.